Bună ziua, ne aflăm în fața Spitalului pentru Copii Srinăș, care va fi deschis oficial pe 5 octombrie. Cu această ocazie, domnul Joe Saputo, președintele companiei Saputo și al clubului de fotbal Impact Moral, a stat de vorbă cu noi despre acțiunile care vor avea loc pentru a ajuta spitalul să strângă fonduri. Monsieur Saputo, vous êtes très impliqué dans les activités communautaires avant d'être un homme d'affaires de succès, un gestionnaire exceptionnel. C'est quoi pourquoi l'implication communautaire? Je pense que c'est important de savoir que dans la vie, il faut redonner. Et on était, comme famille, on était très chanceux d'avoir qu'est-ce qu'on a. Et c'est très important de redonner à notre communauté. On vit à Montréal, on vit dans cette communauté-là. Alors c'est très important de s'impliquer et redonner. Les Shriners, c'est très important, comme vous avez dit, c'est important de les avoir ici à Montréal. Le système d'hôpitaux Shriners, il y en a 22 en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Mexique. Et le seul qui est au Canada, c'est ici à Montréal. Et la chose importante aussi, c'est qu'il y a quelques années, on a presque perdu le Shriners. Il voulait déménager en Ontario. Alors, d'avoir l'opportunité de déménager le Shriners d'où il était, qui sont là depuis 1925, qui déménagent ici au site au Glen, je pense que c'est très important. L'autre chose que les gens doivent savoir, c'est que le Shriners, même si c'est un hôpital dans le système de santé ici au Québec, c'est un hôpital qui reçoit tout leur argent par des donations. Alors, la campagne de Shriners pour le déménagement, on parle d'une campagne de 130 millions de dollars. On est à 123 millions. On est presque là. Et c'est très important parce que tout l'argent vient des donations des gens montréalais et aussi des autres Shriners à travers le monde. Alors c'est très important pour nous. Et l'activité qu'on va faire, le bal, le 3 octobre, on fait le bal one and only. Le bal, c'est vraiment une façon d'ouvrir, si on veut, ou faire le déménagement de le vieux set ici. Et le but de le bal, c'est de récolter 1 million de dollars, et je vais vous dire qu'on est presque là. Comme je suis deuxième génération d'Italien ici, j'étais né ici à Montréal, au Canada. Mais encore une fois, je pense que c'est très important, comme tous les différents groupes ethniques à Montréal, il faut avoir un certain sens d'appartenance à notre communauté. Et pour moi, c'est très important pour même aussi redonner à la communauté italienne. On a beaucoup de gens qui ont besoin. Et je pense, encore une fois, c'est très important de s'impliquer dans la communauté, pas seulement dans la communauté montréalaise, mais aussi dans mon communauté aussi. Et je m'implique aussi avec ça. Monsieur Saputo, nous vous remercions de votre amabilité d'être avec la télévision roumaine Escu TV. Et nous vous remercions aussi de tout ce que vous faites pour la communauté montréalaise. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès à ramasser le petit 100 millions, 100 quelques millions qui manque. Merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Merci. L'hôpital Shriners existe depuis, comme vous le savez peut-être, 1925. Nous offrons un service de soins en orthopédie pédiatrique, que ce soit l'ostéogenèse imparfaite, qui est les os de verre, les blessures sportives, les scolioses, les pieds beaux, problèmes de genoux, problèmes de coude, problèmes de hanche. Il y a des enfants qui sont venus chez nous qui ne pensaient pas pouvoir marcher. Il y a des enfants qui ne pensaient pas pouvoir s'asseoir. Et après les traitements de nos médecins, nos infirmières, infirmiers, ce n'est pas des miracles, mais pas loin, qu'on les voit aujourd'hui courir avec peut-être de l'aide d'orthèse ou prothèse ou d'autres moyens. Mais c'est...
poursuivre une vie normale. Alors, ce qu'on considère normal. Et on le sait, les employés en sont très fiers. On se concentre vraiment sur la famille. Donc, on ne prend pas en charge seulement juste le patient, mais on prend en charge la famille au complet. Et c'est ce qui fait qu'on a une valeur ajoutée. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt George Rădulescu și vă invit la o nouă emisiune Escu TV, de data aceasta o emisiune premium, așa cum v-am obișnuit de-a lungul timpului. O emisiune, un dialog de suflet și despre suflet. Interlocutorul meu de astăzi este actor, regizor, orator, o personalitate în România și în afara granițelor României, care produce audiență, ca să vorbim în termen de televiziune. Bine ați venit la Moral, domnule Dan Puric. Mă bucur să ne revedem de data aceasta într-un studio în afara României. Cum vedeți acest colț de lume francofon din America de Nord? Care a fost prima impresie când ați călcat acum 18 ani pe aceste pământuri? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Da, am avut așa trei etape, prin 98, prin 2006 și acum este a treia oară. Este o schimbare în populația românească care a venit aici, în sensul că ce am constatat acum unde am fost la Calgary și Edmonton, calitativ. A crescut calitatea oamenilor. Au venit oameni de o anumită factură, de altă factură. Atunci găsisem stratificat. Oricum, istoria migrației începe, din câte știu eu, pe la 1895. Exact, cu satul Boian din Alberta. Da, era mia și drumul. Ei săraci se duceau, se întorc. Îți spui problema, deci era de factură economică. A doua chiar au vrut să devină americani, români americani. Și a treia a fost datorită prigoanei comuniste. Și atunci s-au infiltrat fantastic de mulți oameni de joasă factură care să dezbine. Au fost agenți de izolare care și-au făcut treaba și își fac în continuare. Vă spune că între timp s-au și reprodus. O copii care se vrea. Și acum este etapa, cum am văzut că scrie, cantitativă, în care foarte mulți români au plecat tot din punct de vedere economic. Dar eu am sesizat o altă categorie pe care nu e sesizată în lucrurile normale. Foarte mulți români de foarte bună calitate au plecat de silă, de deznădejde, de poate sila aia ciobanului din Miurița când află că trebuie să fie omorât, nu i-a fost frică, i-a fost sila. El avea o detașare dacică față de moarte. Am găsit oameni cu un amar sufletesc, dar de o calitate sufletească extraordinară, care, într-un fel, sunt obligați prin gestul acesta să se crucifice. Dar, în același timp, parcă văd așa cu ochii minți în timp că România se repară din afară. Adică transportă cu ei o Românie care se va întoarce cu toate atributele civilizației, dar fără să piardă nimic din credința autohtonă. Și atunci, având măcar acest respiro în străinătate, adică să iasă de ghetou securist în care suntem obligați la muncă forțată, colonia care e România, de fapt, e și un ghetou de muncă forțată condus de niște securiști, este și o colonie, o regiune europeană unde, sau americană, care vin și își fac de cap. Românii aceștia care au plecat de foarte bună calitate au copii. Copiii lor cresc, iată, au plecat cu biserica în spate. Pe de altă parte, văd o lume civilizată care n-a fost cu experimentul comunist. Și se vor întoarce cu tării sufletești. Este șansa ca România să se repare din aceste margini. Titu Maiorescu spunea, toate lucrurile tremură la margine, adică sunt vii. Asta am constatat eu, lucruri de excepțională calitate. Să știți că, din punct de vedere al calității umane, lucrurile sunt indiscutabile. America de Nord a reușit să concentreze profesioniști din toate domeniile atrași din România, de o perspectiva unei vieți mai bune. În schimb, sunt foarte mulți tineri români care s-au format aici sau care au fost născuți aici, imediat după ce părinții lor au ajuns, și care ușor-ușor își cam pierd identitatea românească. Credeți că putem face ceva? Mă refer la națiune, că la statul român nu prea mai tragem nimeni nădejde că s-ar putea mișca pe acest plan. Credeți că
din punct de vedere al națiunii, putem face ceva ca popor să menținem identitatea românească în diaspora? Da, adică nu putem vorbi de efortul statului, că la noi nu mai este vorba de stat, e o improvizație istorică, care ea mimează, se face că, fiind de sorginte comunistă, nu poate să facă un lucru autentic. Deci, și sistemul oricum este cancerizat, e metastază. Și este ajutat să fie așa. România a fost ajutată să se distrugă. Evident că există toate șansele, paradoxal, în lucrurile de criză apar și oameni de spirit. Pe insule, pe familii. Ce am văzut eu, de acum o săptămână de când stau în Canada, oameni care nu au făcut nicio concesie de la identitatea lor de român. Le-am vorbit și în biserică la un moment dat de importanța limbii creștine, pentru că am zis limbă creștină, pentru că e română. A fi român înseamnă a fi creștin. Poporul român, când a luat naștere, etnogeneza lui de tip spiritual, nu e de tip istoric. E profund contestată această teză, pe care o consider adevărată, dar în fine. Acum, știți cum e, cei care ne contestă vor să vină acolo, să stea, să ia locul și ei își fac politica lor. Îmi aduc aminte de cel care a pus bazele cercetării criminalistice, o mare personalitate care a spus așa, observăm numai ceea ce privim și privim ceea ce avem în suflet. Nu știu dacă nu cumva Lombroso a spus chestia. Nu. Deci observăm numai ceea ce privim și privim ceea ce avem în suflet. Ei au un suflet ca România să dispară și atunci normal să o privească așa. Dar noi avem un suflet altceva, l-avem pe Dumnezeu și atunci lucrurile astea se pot face pe celule, pe țesuturi bune chiar de români care la un moment dat, în momente de criză, neamul se refugiază în indivizi. Și el se poate reface atâta timp cât este credința puternică în Dumnezeu, nu are cum. Ce se întâmplă? Spiritualitatea unui popor nu poate să fie băgată în țarcul unui context istoric. Este un context. Am mai avut și 50 de ani de comunism, mai avem și... E un context istoric. Ea nu se poate circumscrie. Adică se poate circumscrie așa în contingent, de a merge înainte. Avem 2000 de ani de creștinism în spate. Sigur că suntem noi datori, zicea Eminescu, viitorul umbra, dacă copilul te vede că ai un comportament ăsta labil și, cum să zic, așa, versatil, îi dai moștenire, indiferent ce spui. Dar dacă te vede că nu mândru, dacă ești demn și îți duci mai departe lucrul ăla, el se contaminează cu acel ceva. Asta este tot ceea ce se poate face și ceea ce organic a început să se facă. Am întrebat foarte multă lume de ce a plecat în ultima perioadă. Mulți mi-au zis, domne, chiar o duceam foarte bine. Și atunci de ce? Pentru că, cum să zic, sufletește eram umilit în propria țară. Și atunci această categorie va repara România. Și presupun că se vor uni lucrurile astea. Oricum, România nu mai trebuie privită separat. Este o criză mondială, fantastică. Soluția și mântuirea nu e una de tip politic, sub nicio formă. Doar sunt ca rețetele la psihiatru, țin cam 2 săptămâni. Iisus n-a dat nicio rețetă, a dat calea. Calea creștină este, cum zic, și în catacombe, dacă ne bagă acum. Sigur, în România situația e mult mai gravă, ni s-a modificat istoria, ni s-au modificat manualele de limba română, ni s-au confiscat martirii. Nu mai e voie să... Vorbești despre diverse personalități. Bun. Și atunci eu am văzut soluția. Am fost vara asta într-un sat lângă Petroșani, Slătinioara, și sat din ăla vechi. Erau case, dar și casele poate construite așa, tot în stil, adică rămase vechi. Și ceva m-a marcat. În primul rând că era cu iarbă necosită, crescută printre pruni. Și printre pruni în curte erau niște cruci. Și am întrebat, ale cui sunt? Păi zic că ale bunicilor, străbunici. Dar de ce în curte? Păi am avut stăpâni, erau austro-ungari și nu le dau voie la biserică. Și i-am îngropat aici. Și mai ceva, din cauza lor nu mai putem vinde pământul. Așa vom face și cu martirii. Ei ne scot din istorie și noi băgăm în curtea sufletească. N-au ce să facă. Sintetizând, cred că acționând individual ne putem salva cumva colectiv. Asta ar fi concluzia. Nici n-aș, cum să zic, aș folosi cuvântul nu individual, ci personal. Personal. Pentru că e vorba de a fi față în față cu Dumnezeu. Și atunci se creează nu colectivul, ci comuniune. Colectivul în România a ajuns la instinct gregar. El aglutinează
la lucruri din astea inferioare. Nu mai este în stare să solidarizeze pe valoare. Comuniunea este cu totul și cu totul altceva. E o țară paralelă, o populație terminată, defrișată, și pe dedesubt, ca un fenomen karstic, e poporul care nu lasă, nu cedează, n-au cum să distrugă. De asta este furia asta acerbă pe România. Cei care vor să distrugă România au răbdare. Dar eu cunosc pe cineva care are mai multă răbdare cu ei. E Dumnezeu. Și iată dovezile care le-am peste tot unde m-am deplasat în lume, în ultima perioadă. Sunt români care nu și-au făcut o politică să se întoarcă sau... dă-i nu e ceva în ei. N-au cum, este cam cum ar zice Eminescu, gena moral impenetrabilă a poporului român. Restul sunt adaptări. Mi-aduc aminte de Emil Racoviță că spunea că specia care se adaptează continuu are toate datele să dispare din istorie. Și presupune că ea vor dispare. O să dispară și Parlamentul României care a semnat ceea ce a semnat, o să legea asta cutremurător de marcată de ură împotriva poporului român. Am zis că mi-a zis cineva acum la Edmonton că are un copilaj de 6 ani și într-o zi l-a durut cap și l-a dus la spital și pe semne că copilașul s-a speriat de spital și i-a trecut durerea de cap. Doctorul a întrebat totuși unde te-a durut capul și a zis m-a durut o dată în sufragerie și o dată în dormitor. Așa și pe mine, m-a durut toată capul în Parlament și odată în Cotroceni, unde s-a făcut o dublă semnătură. Dar nu poți să suprapui niște instituții care sunt și improvizații și istorice meschine cu poporul. Vorba de cu totul și cu totul altceva. Poate și pentru că aceste instituții nu-și mai trag seva de acolo de unde ar fi trebuit să-și o tragă înainte de perioada comunistă. Ei sunt din generația... clonelor. Da, și atunci acum ei săraci... se legitimează prin ceea ce au făcut, ei sunt coerenți. Pentru că instituțiile în sine, instituția parlamentară, instituția prezidențială, sunt onorabile și ar trebui instituția. Instituția, dar cei care formează sunt generații spontane, ei n-au trecut. Știi că într-un organism, nu toate celulele sunt responsabile de ereditate. Sunt de tip somatic. Ei sunt incapabili de moștenire. Și așa și 90% din intelectualitatea noastră lașă și oportunistă și fripturistă, care... este cel mai avem pe țuță, mai avem pe noi ca să păzea pe Vulcănescu, să... sunt oameni care sunt dilematici, sunt duplicitari și e o degenerare în chestia asta. Revenim la ceea ce vorbeam în urmă cu 6 ani, se împlinește 6 ani, peste o lună, două, de la primul nostru dialog în care îmi spuneați chestiunea cu dilemele. Aș vrea să o nuanțăm pentru că nu e rău să ai dileme. E rău să îmi spuneați că e rău să ai dileme în anumite privințe. Da, dilema e un exercițiu socratic. E o chestie de maiotică, este normal, face parte din igienă. Dar e un teritoriu, un alt spațiu de referință unde nu mai poți să ai dileme. Immanuel Kant spunea că la nivel de opinie putem discuta până mâine dimineață, la nivel de credință nu e cazul. Și acolo sunt certitudini. Poți să începi cu o certitudine despre mama ta. Mama nu este o dilemă, este o certitudine. Iar certitudinile nu se dezbat. Decât dacă ai intenții rele. Istoria României nu se dezbate. Creștinismul nu se dezbate. Trecutul României nu ne-l fac alții. Ne-l facem noi și nu se dezbate. Dacă îl vezi pe unul că vrea să dezbată așa ceva, înseamnă că este rău intenționat. Unii trăiesc numai din dezbateri. Sunt oameni și neamuri care de când s-au născut până când au murit, au trecut, au, cum să zic, trăit din a crea conflicte. Din a crea un om normal. Românul are o seninătate istorică. E un paradox aici, după istorie, după teroarea istorică, cum ar zice Mircea Eliade, să ai un folclor curat, niște bazme atât de echilibrate, să ai o, cum să zic, o prezență din asta neîntinată. În mod normal, la chinurile oribile la care am fost supuși și suntem supuși, ar fi trebuit să avem un comportament total distorsionat și patologizat. Se vrea asta. S-a creat o nouă generație de indivizi rupți total de trecut, de tradiție, nu mai știu ce. Dar, cum să spun, nu analizând răul mergem înainte, ci afirmând binele. Ați umblat mult prin lume, ați spus-o adinauri. Aș vrea să identificați 3 păcate capitale ale lumii occidentale de astăzi, lumea occidentală din care face parte și România, inevitabil. România nu face parte. România a aderat.
politic. Cu toată ființa ei până la urmă. Ea nu poate să facă parte pentru că nu, cum să zic, avem altă viețuire sufletească. E vorba de viețuire sufletească. Adică păcatul central, păcatul major, este faptul că s-au dezis de Dumnezeu. L-au scos și din Constituție. Bine, Dumnezeu nu are nevoie de Constituție. L-au scos din felul de a fi. Al doilea păcat care trece prin cap așa este o insensibilitate dusă până la indiferență vis-a-vis de suferințele celor din blocul de est. Și trei, capacitatea de a uita. Mi-aduc aminte de părintele Ilarion Felea, care a murit ca un martir la Aiud. El a vorbit într-o predică, el a fost ceea ce se numește geniu liturghisitor. Le-a vorbit de piesa Euripide, a lui Euripide, Ipolit, în care Ipolit era împlânzitor de fiare, era muritor și era de el îndrăgostită Diana Artemis, zeița vânătorii. Deci o zeiță îndrăgostită de un muritor. Predica era făcută pentru țărani, pentru oameni simpli, ca să înțeleagă. Și spune, era un bărbat plin de mușchi, care arăta extrem de bine, și la un moment dat, acesta este rănit de niște fiare sălbatice. Și acolo, trăgând să moară, agonizând, îi spune, iubita mea, zeiță, Diana, uite-te la cel pe care tu l-adorai, cum a ajuns. Iar ea, neîntorcând capul, îi spune, ochii mei n-au voie să privească suferința și nu cunosc lacrima. Adio, dragul meu. Cam așa s-au purtat lumea civilizată cu noi. Ei n-au voie să cunoască lacrima. Primul lucru care îl aduce Hristos pe pământ, aduce lacrima. Oamenilor înainte le era frică de zei. El aduce mila. La țăranul român este mila în sân. Deci, astea ar fi, cum să zic, păcatele fundamentale și nu atâta abisul care ne desparte și pare de netrecut. În clipa în care s-ar fi funcționat pe recunoașterea, cum să zic, crimei istorice care s-a făcut cu experimentarea comunismului la noi, nu a recunoscut nimeni. Comunismul încă deocamdată nu este condamnat. Nici măcar... Nu, nu. S-au făcut toate eforturile ca cei care l-au creat să nu mai condamne. Le dau să citească citatul din Marx, din Engels. Poporul român trebuie extirpat din istorie pentru că împiedică făurirea Revoluției Internaționale Proletare. I-am supărat pe mulți de-a lungul timpului. Suntem, din punctul ăsta de vedere, obișnuiți cu reacțiile rău intenționate în ceea ce ne privește, dar dincolo de toate aspectele dramatice prin care am trecut și pe care ni le-a rezervat istoria, românii sunt cunoscuți și pentru umor. Au un umor teribil. Poate e secretul pentru care au supraviețuit tuturor acestor momente nefaste din istorie pe care le-au traversat. Prin ce se deosebește umorul românesc, pentru că sunteți un om al umorului, umor românesc autentic de cel al lumii în care ne aflăm, iată, la câteva mii bune de kilometri de țară. Cred că suportul umorului nostru este râsul dacic, de care spunea la un moment dat Cioran, salvator, izbăvitor de moarte. Neamul ăsta e născut cu perspectiva transcendenței. Și după culmea înaltă a transcendenței, normal că poți să râzi de lucrurile mici.